57 minute. Bună seara, domnul Stelian Ion. Bună seara. Vreau să vă întreb întâi ceva. Deci, foarte mulți români în anul 2020, când v-au votat, când ați ajuns ministru al justiției, au fost foarte, foarte fericiți că în sfârșit un om va face ce trebuie acolo și totuși după câteva luni sunt dezamăgiți. Cum le răspundeți? Că sunt și eu dezamăgit și că mă așteptam să nu fie o continuare a luptei pe care am dus-o în 2017-18, pentru că într-un fel asta e. Anumite forțe politice, UDMR-ul? În principal UDMR-ul sunt în continuare frâne la chestiunile pe care le-am promis împreună și pe care le-am trecut în programul de guvernare. Asta e realitatea. S-au supărat colegii din UDMR pe mine. Mergem mai departe, trebuie să găsim o soluție împreună inclusiv cu ei, dar ritmul acesta nu tocmai rapid așa în care se realizează lucrurile pe justiție este și de aici. Vreau să întreb ce facem cu SIJU, pe care foarte mulți români o doresc esfințată. Deci a fost numai un simplu slogan în acea minunată campanie electorală sau o să fie și dusă la îndeplinire? Eu n-am niciun doar la ce să se desfințeze SIJU-ul. Important este cum se desfințează și asta e toată discuția cu colegii din UDMR. Nu ei vor. Ei au o variantă, nu, ei spun vrem să se desfințeze SIJU-ul, dar să meargă toată dosarele la parchetul general, ceea ce înseamnă un fel de desfințăm, dăm o lovitură DNA-ului și reînființăm sub altă denumire sau își continuă activitatea SIJU-ul sub altă formă la parchetul general, care n-au făcut nimic în acele dosare istorice. Revoluție și cu mineriadă. Deci altă întrebare din partea românilor. De ce camera preliminară mai este dacă nu își face sensul ei pentru care a fost înființată pentru ca un dosar să stea maximă 60 de zile în care să vadă judecătorul dacă zic acele documente sunt conform legii. Pentru că acum această cameră preliminară durează și 4 ani un proces. Exemple sunt, da? Maia Silie Sârbu și alți. Nu Ilie, scuzați-mă, cel care are Pro TV, tot unul Sârbu. Ce spuneți, ar trebui vestea bună este că în prima etapă, exact cum am promis, am spus că modificăm codul penal și de procedură, punând de acord cu deciziile Curții Constituționale. E primul pas pe care îl facem și proiectele sunt gata. Codul penal, cel puțin, este pe site-ul Ministerului, deja în dezbatere publică. Codul de procedură a fost și el terminat și l-am trimis în coaliție să-l studieze colegii. Săptămâna viitoare o să-l discutăm. Deci primul pas ăsta este să punem un acord, să o luăm cumva de la zero în discuție. Pe camera preliminară, părerea mea este că merită toată discuția eliminarea sau nu acestei instituții a camerei preliminare. Ea inițial a fost o idee bună dar... O idee, da, am văzut în timp că a ajutat a ajuns la foarte mult. Revers, deci da. S-a ajuns la situația inversă în care cauza acestei instituții să dureze mai mult unele dosare și nu mi se pare una peste alta după atâția ani, dar evaluarea unor coduri o faci după câțiva ani. Da, eu zic că acum poate fi făcută evaluarea asta de când. Și după ce punem în acord cu deciziile curții, primul pas, facem această evaluare și dincolo de eliminarea sau nu, că sunt și păreri contrare. Unii spun că nu ar trebui eliminat, ar trebui îmbunătățit, ar trebui schimbate niște termene, puse niște termene mai stricte și date niște sancțiuni dacă nu se respectă acele termene. Mai sunt modificări de făcut pe partea de infracțiuni privind
viața sexuală, spre exemplu. Acolo sunt propuneri care sunt făcute de curând și unele dintre ele sunt chiar propuneri bune, din punctul meu de vedere, de îmbunătățire a legislației. Deci, evaluarea asta calitativă a codului penal se va face în etapa a doua, în care deja rezolvăm cu punerea la corpul deciziile curții. Deci, uitați și încă în ultima întrebare. Deci, ce facem cu această instituție pe care o are în ordine Ministerul Justiției, ANAB, instituția care ar fi trebuit ca să recupereze banii de la borfașii condamnați. De ce nu se recuperează sau dacă nu, recuperează 2-5%? Ca să spunem un exemplu, de la domnul Dan Voiculescu, 85 de milioane au recuperat 18, Udrea și alți borfași. Pentru că aveți o conducere din anul 2016. Sunt curios, acești doi directori generali care timp de 5 ani cât director au recuperat? General, nu director, virgulă general. Nu. Direct, poate no. Unul chiar o fi și no. Vreun director din, dacă vrei spun numele lor, Constantin Buzoianu, da? Vice director. Domnul Călinescu, da? Este director. Și este... directorul general este domnul Cornel Călinescu. Virgiliu Călinescu. Este timp de 5 ani. Ce au făcut? Un director foarte bun. Este o instituție care a fost apreciată de Comisia Europeană în toate evaluările. Cred că e una dintre cetățenii nu o apreciază. Nu știu, poate, bună seara. Poate cetățenii nu știu care sunt atribuțiile ANABI, ce face ANABI, ce ar trebui să facă ANAF-ul, ce ar trebui să facă procurorii și judecătorii. Aici sunt spus că e un lanț. Da. Trebuie, e un lanț. ANABI se ocupă de indisponibilizarea acestor bunuri. Valorificarea efectivă o face ANAF-ul. ANAF-ul, da, dar important. Aceste dosare vin de la ANABI către ANAF-ul, care ANAF-ul trebuie ca să confiște, care aceste dosare vin de la judecătorul care dă toate astea, nu? Hai să vedem. Deci acum ANABI a venit cu o strategie care este în procedură de avizare, o strategie de îmbunătățire, de eficientizare a indisponibilizării banilor. Bani. Lumea vor bani. Acolo se pune accentul foarte mult pe valorificarea acestor bunuri. Spre exemplu, sunt imobile. Imobile acestea nu sunt indisponibilizate așa cum ar trebui. Ar putea fi modificată legislația și dacă se aprobă strategia și legea pe care o va propune ANABI, se vor putea valorifica aceste bunuri mai ușor. Există unele bunuri care au litigii și care au litigii până ani de zile. Până când se vor termina litigiile, nu se pot lua, da. Ele nu se pot folosi, dar ar putea fi folosite și noi am propus, spre exemplu, ca RAPPS-ul să le valorifice în această perioadă, urmând ca la sfârșitul procesului să vedem ce se întâmplă cu ele. Dar dacă nu le folosești în niciun fel, e o mare problemă, că se devalorizează, se deteriorează și nu mai ai practic ce folosi după aceea. Sunt și alte propuneri făcute de domnul director de la ANABI, propuneri foarte bune, eu le susțin, are o campanie întreagă și obțin și fonduri pentru asta. Foarte important mai este să folosim și sumele recuperate. Public, domnul director general ar trebui ca să iasă public, ca să spună cetățenilor, pentru că cetățenii nu știu, da, dar vor banii confiscați. Dacă vrei să crezi un lucru, dacă îi întrebăm acum, ce vrei? Condamnarea omului sau asta vrei? Confiscarea banilor? Că, în primul rând, confiscarea banilor. Asta e, da. Că ăsta îi dai un an, doi, trei ani, dar confiscarea. Lasă-l, cum există
Orba românească în curul gol. Lasă-l în curul gol. Stagii de pregătire inclusiv acum pentru magistrați, pentru că avem această instituție a confiscării extinse, îmbunătățită de curând, care poate fi folosită mult mai eficient și trebuie folosită. Avem schimburi de experiență și cu specialiști din alte țări. Avem la fel și alte ajutoare de genul ăsta. În perioada următoare trebuie magistrații să se mobilizeze și pe lângă identificarea persoanelor și tragerea la răspundere penală a persoanelor care să fie infracțiuni, și să confiscarea se ocupe automată. La fel de mult și de partea de identificarea bunurilor. Da, identificarea este cea mai importantă. Și de identificarea acestor averi ilicite, pentru că e adevărat, o parte cel puțin la fel de importantă este recuperarea prejudiciilor, cum este și tragerea la răspundere. Dar nu e suficient să-i tragi la răspundere penală. Bani. Dacă în unele hotărâri judecătoriști, unele rezoluții ale procurorilor se dispun indisponibilizări pe toată averea prezentă și viitoare, fără să se facă efortul de identificare concretă a bunurilor, bani, în alte bănci, în alte țări, da, toate. Putem să punem în ramă acele hotărâri. Dacă aici dau un exemplu, voiam să spun că efortul trebuie îndreptat pentru magistrații pe identificarea bunurilor și punerea unor sechestre pe acele bunuri. Dacă punem pe bune prezente și viitoare, e așa, pare bine că am confiscat toată averea, dar de fapt n-am indisponibilizat nimic. Dacă asta e una dintre componente. Au un exemplu. Uite, unul Borfaș din Niță, Laurențu, fostul președinte NSAS de la Casa de Sănătate, procuroarea din acel dosar i-a găsit toate și i le-a confiscat în timpul anchetei. Da, se poate. Asta apropo vreau de să Anabi, zic. Apropo de Anabi, activitatea pe care a desfășurat-o a dus la recuperarea unui imobil care acum a devenit sediul Direcției Naționale de Probațiune. Foarte important, pe calea Floreasca, deci se poate, se pot recupera aceste bunuri și imobile pot fi redate societății. Da. Poți să faci spitale, poți să faci școli, sedii, poți să faci grădinițe, poți... care... Și încă ultima, că aș avea întrebări din parte... Da, hai cam sta. Deci, ce facem cu borfașii excrocii care ne fug din țară? Domnul judecător Anielet are o propunere și o idee. Ca cei condamnați peste 5 ani, e unul aș încerca de la 3 ani în sus pe fond ca să aibă interdicție, ca să nu mai fugă din țară, ca să nu mai poată pleca prin concedii din alte țări cu banii furați, să îi cheltuie în altă țară pentru a nu mai sta după aceea ca să îi căutăm banii plătiți de către statul român, să îi caute și să îi aducă. Păi ce zici țară, de idee? Dar banii pot fi afară, deci pot oricum trebuie făcut. Da, dar acești... Dacă îi prind și sunt în țară, îi pot avea banii ascunși pe afară. A, dar altceva. Nu. Să nu fugă din țară. Da. Ca să nu mai poată pleca din țară în concedii cât timp nu s-a dat definitiv și irevocabil. Magistrații au posibilitatea oricând să recurgă la măsuri preventive. În limita Constituției, dacă dosarul durează 10 ani de zile, tu n-ai cum să prelungești măsura preventivă 10 ani. Este prezumția de poate lingă. Face ceva trebuie pentru să că acele... Să se mișoreze durata proceselor, astfel hermenele ca de... magistrat, da. Judecător, procuror, să poți să dispui oricând de aceste măsuri preventive, să dispui o interdicție de a părăsi țara. Dacă durează foarte mult, evident că după 10 ani de zile judecător nu mai are temei, și... nu mai are cum să dispună această limitare. Dar ar trebui să orice propunere îl invit odată orice pe domnul
Chiar m-am întâlnit Danieleț, da? Fost, să vorbești. Domnul Danieleț, am fost la o tabără de vară pe care a organizat-o cu copii, cu elevi de liceu. Îi învață... Ca să nu devină infractori. Nu devină infractori. Mulți dintre ei vor deveni lideri. Ei sunt foarte buni. Poate vor deveni judecători, procurori, poate vor învăța și alte profesii, dar învață chestiunile acestea elementare care țin de cultura juridică și face educație juridică cu ei. O face de ani de zile, o face foarte bine, știu. Și am spus că vom face un parteneriat, vom reînvia un parteneriat mai vechi pe care ministerul l-a avut pe partea de educație juridică. Și acum aș vrea să îți dau cartea 10 august, pentru că foarte mulți spun că tu n-ai făcut nimic pentru ca acest dosar. Eu știu că spun lucrul ăsta, dar să nu uite că am fost acolo, că am fost alături de familie acolo. M-a interesat foarte mult să iasă adevărul la iveală. Nu voi accepta sub nicio formă, niciodată, ca un politician să intre în dosare penale și să încerce să influențeze. Deci eu mi-am spus punctul de vedere, e treaba procurorilor, eu trebuie să le asigur toate resursele, să-și facă treaba și să trag semnale de alarmă. Și am făcut acest lucru până într-un punct. Mă pot implica eu ca nu ministru, te poți implica, ca să nu creadă, da. Și și ultima carte, ca să i-o dai domnului procuror militar, cel care se ocupă de acest pârlog, pentru că el a zis la un moment dat că nu are... Dar de ce nu i-o dai tu? Dovezi. Păi fuge de mine. Când îl... Sau dacă vrei, sincer, o să... Eu dau, eu da. Mai corect, da, așa, da. Să pentru mult ca să zic aici, Grigore Cartian, da, și Laurențiu, da, da. Cazanu, că aici există și unele dovezi de care procurorii se pot folosi. Dar o rugăminte. Ești cumva ca domnul Edoiu, doar să vorbești e să nu faci nimica? Știi cum? Lucrurile astea nu se spun. Lucrurile astea o să tragem linie vede la sfârșitul mandatului. Nu o să spun eu cum sunt și ce fel sunt. O să judece oamenii. Dar gata, acum chiar că ultima întrebare. Ce facem cu domnul Horațiu Radu, secretar general din Ministerul Justiției? E unul ca o victimă acele evenimente, 13-15 iunie, care acest domn secretar general a mințit Curtea Europeană de Justiție că a trimis dosarul 13-15 iunie către Curtea Europeană, dar în schimb acesta nu a trimis dosarul, a trimis doar niște opisuri. Dosarul, de fapt, se afla în beciul Ministerul Afacerilor Externe. Am o rugăminte. Eu ca o victimă, din partea victimilor 13-15 iunie, din partea Asociației 21 decembrie, Doru Mărieș, și avem o rugăminte oficială. Dacă ai curajul, demite-l, ia-ți un alt om care n-a avut legături cu încurcarea dosarului 13-15 iunie, pentru că dacă Doru Mărieș nu făcea greva foame 100 de zile, statul român, care era reprezentat de Horațiu Radu ca agent guvernamental, dosarul se prescria. Faptele lui Iliescu și la toți se prescria din cauza că Horațiu Radu a mințit. Și pe președinte, te rog, frumos, așa este. Nu, el este de vină. Eu unul ți-o spun ca o victimă, pentru că dosarul, dacă vrei, dacă îți aducem documentul oficial din partea Curții Europene, prin care spune, nu avem niciun dosar. Horațiu Radu a trimis, da, știu, se poate să facem o dată curățenie, că dacă vrei, ca să zic,
o părere a multor oameni, de fapt Ministerul Justiției nu-l conduci tu, ci el. Ora, jur. Da, okay. Foarte mulți au zis așa ceva. Mulțumesc. Au zis pentru că Horațiu, în ciuda celor pe care le-ai spus acum, mă sprijin foarte mult și el însuși e cumva luat la țintă. Ca să-și ară scuze. Ca să-și ară oficial scuze. Face foarte multe lucruri bune. Și păcat că lucrurile astea nu se văd, adică ok. Eu vă spun, Horațiu, da? Radu, eu știu ce a făcut la minister și știu ce efort face și ajută foarte mult. Dacă vreți să vedeți și lucrul ăsta, e să bine. Iasă dacă publica, nu... să fac o conferință de presă pentru că există o problemă, jur. Nici o instituție publică nu are comunicarea cu cetățenii pusă la punct. Cea mai mare problemă astea sunt. Comunica ca, ia uitați, un alt esedist, mincinos și hoț. Mincinoși. Sunteți mincinoși. Știu. Și o chestie... Să... Nu. Și gata. Deci, și gata. Trebuie să fii omul dorit de cetățeni. Mulțumesc și mult. Am venit pentru un motiv aici, nu s-o ocup un scaun, pentru că aveam ce să fac. Știu că eu ai toate. Merg înainte, știu ce am de făcut și cred că mersi. Să vedem un ce bun. Eu. Salutări.